Numeroase companii au trecut la munca de acasă în această perioadă, așa că sute de mii de angajați au fost nevoiți să-și schimbe total stilul de viață. Și nu neapărat în bine, ne arată un studiu recent. 70% dintre românii care și-au transformat locuința în birou susțin că le lipsește separarea clară între muncă și casă. Aproape 60% se plâng de lipsa interacțiunii cu colegii, iar o mare parte dintre ei susțin că muncesc mai mult, sunt mai obosiți și mai puțin productivi. Cine e o pisicuță? Dragi angajați, de acum înainte veți munci de acasă, pe o perioadă nedefinită. Acest mesaj l-au primit sute de mii de români, în urmă cu peste două luni. De atunci, viața multora s-a schimbat, complet. Așa decurge o zi obișnuită din munca ta? Exact așa, pot să am un picior în cap să scriu un comunicat de presă. Suntem în grafic. Acesta ar fi trebuit să fie un apel serios, de muncă, pentru Loredana, mamă a doi copii, de 4 și 6 ani. Nu țipam pentru că nu știu să mă întâlnesc cu Raluca, da? Dacă stai lângă mine, stai nici. Schimbarea era colosală, nu reușeam să mă adaptez la așa ceva. Și efectiv creierul meu nu reușea să facă switch. Ok, acum scriu ceva, acum mă opresc, acum dau mâncare. Interacțiunea și munca în echipă sunt cele mai mari lipsuri pe care angajații le resimt în această perioadă. 70% dintre cei care muncesc de acasă susțin că nu reușesc să delimiteze munca de timpul liber și aproape 60% dintre ei simt lipsa conversațiilor cu colegii sau pur și simplu vor să vadă alte fețe în jurul lor. Tudor, managerul diviziei de birouri al unei companii de consultanță imobiliară, muncește de două luni în biroul din dormitor. E living-ul care e, de fapt, biroul copiilor aici. Aha. Ei lucrează. Poți să-ți arăți și un birou improvizat aici. Aveam această canapea. Asta e o canapea. Ea n-a avut masă, da. Și am întors canapeaua și am făcut un birou improvizat. Compania la care muncește Tudor a făcut și un studiu care vizează modul în care privesc angajații munca de acasă. Aproape 50% din cei care au răspuns, peste 1200 de persoane, locuiesc acasă împreună cu familia. Problemele variază de la unii la alții teribil. La nivelul comunității europene, doar 3% dintre angajați erau obișnuiți cu munca de acasă, iar în România și mai puțin, 0,8%. Dacă ar trebui să muncească mereu de acasă, 38% dintre angajații intervievați au susținut că ar fi de acord cu asta, dar numai o zi sau două pe săptămână. Toți, de fapt, vor să se întoarcă la birou. De la 38%, ceilalți de 60%, ei, de fapt, simt nevoia să lucreze la birou. Mă simt, nu știu, mai lipsită de energie, mai obosită și parcă sunt momente în care simt că am un randament mai scăzut. În izolare, mulți angajați se simt mult mai demotivați, susțin psihologii. Această lipsă a interacțiunii sociale vine cu apatie, vine cu lipsa chefului de muncă și, din păcate, pe termen lung, aceasta nu e o variantă care ar putea să funcționeze sau, dacă ar funcționa, necesită, aș îndrăzni să spun, câțiva ani buni sau câteva generații, poate, până când mintea s-ar putea obișnui cu asta. Specialiștii susțin că munca în echipă crește productivitatea. Multe companii au început deja să etapizeze întoarcerea angajaților la birou. În capitală, de exemplu, în această săptămână se întorc aproximativ 25% dintre angajați, adică 80.000 de oameni. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.